Am revenit, suntem în direct. Anul universitar 2018-2019 este pe sfârșit. Absolvenții se pregătesc să-și caute un rost pe piața muncii. Despre corelarea sistemului educațional cu piața muncii discutăm cu invitatul jurnalului, profesorul universitar și deputatul Dumitru Oprea. Bună seara și bine ați venit în jurnal! Bună seara și bine v-am regăsit! Bine ați venit! Dacă e să vorbim despre această corelare, cum am numit-o, cum credeți, este bună, este eficientă? Folosiți un limbaj destul de elevat. Nu există nicio corelare, din păcate, pentru că piața muncii acționează pe anumite criterii, oferta educațională operează pe alte criterii, din păcate, nu toate afirmațiile mele sunt susținute cu mare asiduitate. Sunt și profesii foarte solicitate, sunt și profesii deloc solicitate. Dacă există la o școală o tradiție și un nucleu de oameni care de o viață au predat și au cursurile galbene de patina timpului, asta nu înseamnă că vechimea înseamnă și profesionalism. E fals. Deci, corelația asta între piață și domeniile profesionale date de școli ar trebui să fie mai puternic susținută. Și vin acum și probabil că prin ceea ce spun pe mulți o să-i deranjez. Învățământul dual, despre care tot vorbim de câțiva ani, fiindcă există un model de dualism în Brașov, făcut de nemți. Dar învățământul dual este o componentă care blochează piața formării profesiilor de acum. Pentru că piața este foarte, foarte dinamică. N-ai nevoie numai de două meserii ca să poți să ieși la pensie peste 50 de ani. O să fie nevoie de un fișier de profesii. Se spune că durata medie a schimbării carierelor este de 2,5 ani. Am făcut inginerie și peste 2,5 ani voi fi jurnalist. Și este foarte simplu. Am făcut medicină și peste 5 ani sunt cel mai bun specialist în publicări de science fiction. Deci este o dinamică în piață extraordinară. Iar acum se observă că noi am început să fim și selectivi. De exemplu, piața muncii din România nu mai este ocupată de anumite meserii. Din păcate, meseriile care sunt foarte bine plătite în Occident, dar sunt mai bine plătite decât la noi, cele din construcții, sunt lăsate de izbeliște în România. De ce? Fiindcă plata făcută în Occident, chiar am fost la Oxford și am văzut cum studenții abandonau facultatea pentru câțiva ani, fiindcă erau plătiți mai bine decât profesorii universitari. Erau plătiți mai bine decât profesorii universitari. Și au zis, asta nu o să dureze o viață, sunt niște ani, trebuie să exploatăm solicitarea asta și mergeau pe meserii de orice domeniu din construcții. Dacă ar fi să vorbim despre cele mai solicitate meserii în România, care credeți? Sunt două categorii. Unele de top, care sunt și foarte bine plătite, au o medie a salariilor, de exemplu, pe tehnologii informaționale, se află solicitarea cea mai puternică și salariile sunt peste mai bine de 5.000 de lei pe lună. Pe locul 2 se află domeniul juridic, cu plăți făcute sub 5.000, un puțin, dar destul de sus. Apoi domeniul bancar, iar este bine peste 4.000. Astea sunt de top în categoriile pe care greu le poți ocupa cu oameni care să nu probeze cunoștințe profesionale fantastice. Există apoi o altă categorie a domeniilor care încep cu protecția mediului și care se duc de la salarii de medie cam la 2.800 și tot coboară. Administrator la Consiliul Județean,
parte de jurnalism. Din păcate, jurnalismul nu este atât de bine plătit decât cei care au Pulitzer sau nu știu ce premii prin Statele Unite. Altfel, profesia este foarte faină, este chiar o recomandare pentru cei care vor să învețe management proiecte. Li se spune, ca să fiți foarte buni în management proiecte, trebuie să fiți foarte buni jurnaliști. De ce? Jurnalistul în fiecare dimineață trebuie să identifice o problemă, să-i găsească soluții și până seara a dat-o spre tipar, a dat-o în eter, iar a doua zi o ia de la capăt. Iar o problemă, iar soluții și așa mai departe. Deci, în pofida dinamicii din domeniul ăsta, jurnalistul este cel care, săracul, trage foarte puternic, dar nu și plata este făcută pe măsură. Pe de altă parte, există o criză a forței de muncă. Mulți dintre angajatori se plâng de criza forței de muncă. Da. Iar pe de cealaltă parte, mulți dintre absolvenți spun că își găsesc cu mare greu un loc de muncă. Bineînțeles, vorbim de domenii și domenii. Azi a venit la mine o studentă care aproape că era dintre cei doi fericiți, am foarte mulți la licență, și a venit supărată că la ultimul examen a luat 4,83 și n-a putut să ia 5 și cu ocazia asta și-a făcut procese de conștiință, nici nu se duce acasă să afle comunitatea ei că n-a fost în stare să încheie un examen de licență după 3 ani și nu după 4 cum era pe vremea sau 5. Dar mă uitam că de fapt ea regreta că nu se poate angaja, că nu poate continua cu un master. Pentru că în vremurile astea, piața într-adevăr este foarte generoasă cu tinerii noștri. Se oferă cu prea multă larghețe uneori finanțare, chiar și pentru domenii mai puțin finanțabile. Dar nu mai reiau subiectul că nu studenții fac planurile de învățământ, le fac profesorii. Și dacă sunt anumiți profesori care predau anumite domenii, chiar dacă ele sunt mai puțin profitabile, se vor preda mai departe. Dar, în felul ăsta, eu pot să vă spun că din cele vreo 17 milioane de tineri care se află în Europa Occidentală, România este în topul topurilor, oferind Europei Occidentale cei mai mulți absolvenți cu studii superioare. Și știți de ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că ei s-au spus, m-am săturat să stau în România și să-mi dea cât crede patronul. Mă duc eu și găsesc locul de muncă pe care cred că îl pot ocupa și am să câștig cât cred eu, nu cât îmi dă patronul. Iar, și ăsta e trendul. Iar dacă vorbim de școlile profesionale? Școlile profesionale au avut un mit și pot să vă spun din anuarul statistic al României, chiar cu mulți ani în urmă, se făcea mult zgomot pe tema asta. În timp ce în județul Iași aveam 44.000 de absolvenți de școli profesionale șomeri. Șomeri. Și ne plângeam că nu avem suficient specialiști. Specialiștii pe care îi cereau unitățile și acum, chiar supercorporații, n-am să dau nume, sunt supercorporații, topul angajatorilor din România, chiar mai înainte m-am uitat pe un top, voiam să văd și eu cam cine sunt cei mai mari angajatori. Te sperii când vezi. Stop corporații internaționale. Cele mai mari corporații din lume sunt și corporații care oferă locuri de muncă în România. Ori, într-un astfel de sistem, cred eu că învățământul profesional trebuie să ofere pentru companiile ce solicită forță de muncă meseriile de care aceste companii au nevoie. Că altfel, ei și ne spuneau, o corporație superbă, știți, domnule, că este... Eu fac parte din Comisia de Muncă și sunt vicepreședintele Comisiei de Muncă din Camera Deputaților. Nu că dacă eu sunt acolo știu tot, dar am acces la multe documente și la multe reclamații ale celor care vin la noi. Unele sunt justificate, altele nu sunt justificate, pentru că și dacă ești corporație internațională, trebuie să investești și tu un pic în formarea tinerilor noștri. Noi nu putem să dăm genii la 18 ani, ei să fie genial, bun și la firma Alfa și Beta și Gamma. Nu. Dar fă și tu un pic de efort. În schimb, ei ce ne tot reproșau și am văzut companiile astea,
că nu le oferim formarea lor profesională așa cum și-o doresc ei. Dar ăsta este un subiect pe care, și acum ajung din nou la învățământul dual, nemții au făcut învățământul dual pentru niște meserii de care ei au nevoie. Și școlile care sunt în Brașov sunt cele care le oferă astfel de forță de muncă. În România, învățământul dual are o șansă reală? Oare acum, dar eu am făcut parte din Parlamentul European și am făcut parte din Comisia de Muncă. Și numele meu va figura cât timp rămâne arhiva Comisiei de Muncă în Parlamentul European. Am realizat o analiză privind calificările recunoscute în întreaga Europa. Și acolo lucrurile erau foarte simple. Noi suntem din 2012 într-o formație care se numește Sistem European de Recunoaștere a Învățământului Vocațional și Profesional. Dacă mă duc la orice loc, liceu, școală profesională din Uniunea Europeană, recunoscut locul respectiv, recunoscut ca a fi în măsură să dea teste pentru cunoștințe, competențe și aptitudini pe diverse profesii, profesia aia, să spunem, de zugrav dată la Brno, va fi recunoscută în toată Uniunea Europeană. Ori lucrurile astea se vor așeza în timp. Noi am început să fim, dar foarte greu. Foarte greu. Tendința acum în toată lumea este pe niște componente și pe studenții mei, i-am cam virusat și m-am simțit bine. Am o familie de doi geniali, amândoi sunt la master, ea a terminat medicină, e o mână de copil, are 4 copii și soțul ei este un geniu în ale informaticii, absolvent de politehnică, deci o asociere de asta, dar se ocupă de așa numitele registre planetare distribuite ale lumii. Ceea ce a făcut Luca Paciolo la 1494 se face acum în întreaga lume cu noi tehnologii. Și iată că vin cei doi, dar nu numai ei, o mulțime de tineri care știu încotro bate vântul. Deci, și asta e foarte important. Tinerii noștri știu să se orienteze. De asemenea, foarte mulți dintre absolvenți, fie că vorbim de liceu sau da, despre instituțiile universitare, părăsesc țara imediat după ce finalizează cu studiile. Da. Păi eu sunt primul trădător de țară, ar spune mulți, dar copilul meu a fost poate un cumva. Dar și... Dar v-ați întors? Nu m-am întors, fiindcă copilul meu a rămas acolo, mă simt extraordinar de bine, fiindcă dacă ar fi rămas aici, era copilul lui tata. Copilul meu este foarte împlinit, are cea mai mare recunoaștere pe piețele financiare, CFA, Charter Financial Analyst, pe care după 3 ani de trudă l-a obținut. La orice corporație din lume, la orice bancă din lume se poate duce și are recunoașterea asta. Dar nu că e copilul meu. Ca ea sunt mii de tineri, din România sunt sute. Cele mai frumoase analiste, cele mai frumoase analize în România le fac acești tineri care au CFA-ul, Charter Financial Analyst. Deci copiii noștri au o recunoaștere, iar că pleacă pentru liniștea lor și pentru mai binele lor pe o perioadă mai lungă de timp. Dar e un potențial pierdut de România. Nu este pierdut, pentru că în timpul ăsta noi putem, prin ei, să avem asigurate niște parteneriate extraordinare. Pe informatică, de exemplu, cele mai frumoase rezultate ale noastre sunt, Dumnezeu să-l odinească pe profesorul Corduneanu, un geniu, academicianul Corduneanu, care ne-a pus în legătură cu lumea bună a informaticii din Statele Unite și de pe glob. Și în felul ăsta școlile de informatică româno-americane erau naturale. Adică se creează punți de legătură cu lumea bună. Fiul dumneavoastră, de exemplu, fica se va... N-am decât o fică și să vă trăiască. Se va reîntoarce? Din păcate, cred că e greu ca eu să dau răspunsul în locul lor și uneori gândesc așa și ca... cei care o viață au trudit pentru un nivel de trai mai confortabil și nu le-am pus întrebarea asta, nu vă e milă de ce am clădit o viață? N-am făcut foarte mult, dar tot ce am făcut prin muncă cinstită. Și n-aș vrea ca ei să spună, am scos-o la licitație și de mâine a luat-o nu știu cine.
Deci ăsta este un subiect foarte sensibil care pe mine mă domină. Din punctul dumneavoastră de vedere, cu ce este mai bun învățământul învățământul universitar din afară față de cel din România? Nu este mai bun decât și cred că deranjez pe mulți care spun acum. Pentru că olimpiadele sunt catalogate într-un fel, dar eu nu mă raportez la olimpiade. Noi am umplut lumea bună. Nu există universitate din lume și centru de cercetare din lume în care din cele 5 universități de stat din Iași să nu fie unul de-a lungul zecilor de ani. Și o vă spun cu toată sinceritatea. Băi, nu se duc acolo cu tot felul de relații. Ei se duc prin muncă, prin cunoștințe, prin competențe. Poate că odată și odată am să rog pe profesor Hagiu, care are un geniu la Harvard Business School, este un geniu. Vino, domnule, și prezintă-ți copilul aici. Ce minuni face copilul ăsta. Dar nu numai el. Sunt o mulțime de oameni care și-au alungat copiii de aici, că altfel erau piloșii, erau copiii cu rubedenii, de la o anumită facultate, n-am să-i dau numele, au plecat toți, erau 18 copii geniali. Sunt la cele mai mari universități ale lumii, numai doi n-au plecat. Una, o colegă, o superbă, s-a dus pe lumea cealaltă la vreo 30 ceva de ani și al doilea mai este în țară. Iar ceilalți sunt genii, dar nu în România. Deci nu ne e rușine niciodată să spunem. Școala de matematică de la noi a creat genii în Japonia. Chimie, biologie. N-am să dau, dar vă spun sincer, am suficiente argumente când spun așa ceva. Colegii de la Politehnică, cei de la Arte, cei de la Agronomie au parteneriate de astea de top mondial. Aș vrea să revenim la studenții dumneavoastră. Da. Cum sunt? Sunt un pic diferiți față de cum eram cândva, dar aici trebuie să ne adaptăm și unii și alții. Eu le reproșez colegilor mei că nu știu să-i solicite pe cei tineri din ziua de astăzi cum era pe vremurile copilăriei mele, Țomanapu, nu știu dacă mai țineți minte, țări, orașe, mări și nu știu mai ce, pe sub bancă și jucam Țomanap sau alte jocuri. Acum au la îndemână tehnologii moderne. Dacă întrebi în orice sală, și dacă sunt 300 de studenți și dacă sunt 30 de studenți, dacă este vreunul care să n-aibă telefon inteligent, nu o să spună unul nu. Sunt mulți care au două telefoane. Important este ca tu, dascălu, să te adaptezi la noile tehnologii pe care ei să le folosească. Eu nu pot să-i confisc telefonul lui, nici tableta, nici laptopul, dar pot să-l rog, ca împreună, să căutăm ceva, să interogăm, să facem niște studii, niște analize, cine găsește, ce întrebări a pus, cum a ajuns la rezultatul ăla. Deci, practic, să îi folosesc cu buna voie a lui instrumentul pe care înainte îl folosea pentru joacă, cu scopul didactic și cu scopul de cercetare. Spuneți că sunt diferiți față de studenții de acum câteva decenii. Da. Prin ce anume? E ciudat. Încep cu un lucru care pe mine m-a șocat așa și poate că nu este normal. Nu răspund la salut. Foarte interesant. Iar eu mă duc și îmi place, am senzația, mulți colegi vin și fac poze în amfiteatru B1, este cel mai mare amfiteatru al nostru, vreo 280 de locuri. Și de multe ori este full. Când intru în sală, nu-i deranjez de regulă de la ora 8, pun orele de la 10, ca să fie o leacă mai așa. Și eu îi salut și nimic. Și eu îi mai salut încă o dată și ei nimic. Și la al treilea salut, salută și ei. Poate că este o glumă, dar începând cu un astfel de aspect, ei sunt diferiți. În rest, noi le cerem lor să se schimbe, să fie ca pe vremea noastră, zic bunicii, ceea ce e total greșit. Să fie ca pe vremea noastră, nu știu dacă știți, fiindcă perioada 1898-1900 aproape, în România, au fost Spirul Haret, a făcut ceea ce noi acum nu suntem în stare să facem, să le lăsăm copiilor la bacalaureat,
dicționare, manuale tehnice, planuri de conturi, rigle de calcul, calculatoare. Dom'le, e o ciudățenie. Îi lăsăm, îi evaluăm la cunoștințe informatice în prima parte a evaluărilor pentru bacalaureat, iar peste nu știu câte zile nu îi lăsăm să folosească calculatoarele și nici telefoanele inteligente. De ce nu? Că dacă soția mea vrea să mai vadă o rețetă de prăjitură, automat se duce și pe Google, găsește 10 rețete. De ce pe copiii ăștia nu îi lăsăm? Și revin, Spirul Haret îi lăsa acum 100 și ceva de ani. Păi dar Spirul Haret jos. Știu ce vor de la viață? Ei cam știu, dar se pare că am creat un abonament al dependenței de finanțare și poate că ăsta ar trebui... Din partea statului. Adică acum la licență noi nu mai avem studenți cu taxă. Nu mai avem. Avem suficiente oferte, dar proaste. Aș putea să introduc finanțarea de 3 ori mai mare și de 3 ori mai mică. Adică pentru un student adevărat să-l forțez să se formeze cu un fond consistent, dar să mișorez numărul de studenți. Ori acum noi le dăm un puțin tuturor amatorilor de studii de licență, după care pe toți îi prindem la masterat și apoi îi prindem și la doctorat. Domnule profesor, ne apropiem de sfârșitul jurnalului. Vă mulțumesc tare mult pentru această discuție și vă aștept și pentru alte dezbatere. Cu drag. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară excelentă, să aveți și vizionare plăcută în continuare.